Da, nu contează, important e să mai ciupim din treaba asta cu Diaconescu, adică ok, poate că nu reușim să-l batem. Să... Și am început, Tarchi, Naomi, Nikita, Dracula, cu bă, nici așa nu-l băteam. Vă zic cum să fac. Și de-aia o să-l respect pe Dan toată viața mea. V-ați cunoscut? Pentru că eu nu cred că... Cum? V-ați cunoscut? E, cum? Suntem prieteni buni, da. Serios? Păi stai să vezi ce am făcut. Ia. Yeah. Încă m-a amenințat. Spectrul cifrelor era urât. Nu era aurora boreală, era smog. Băi, ce fac? Eu nu cred că s-a întâmplat așa pe planetă, nu cred că s-a întâmplat. Bă, îl sun să-mi dea invitați de la el. Du-te, mă! Da, zic, fac și eu ce face el. Dacă fac și eu ce face el pe Antena 1, n-are cum să nu fie bine. Că fac același lucru. Asta producătoarea zice, tu ești sănătos la capul, adică zic, uite așa. Și sunt neștian. Bună ziua, domnul Diaconescu, dar da, în capul ăsta. Da, mă, Dănuțe, cum era el de la înălțimea lui de patron. Și, doamne, zic, vă zic direct că n-am cum să ocolesc, că tot acolo ar trebui să ajung. Și unde astăzi este patron, eu sunt angajat, am și eu de crescut copil. Mă dă afară dacă nu fac treabă, nu știu cum să fac să iasă ca la tine, cum ar veni. Zic, când avem subiecte de-astea care ne interesează, adică, mă rog, m-ar interesa și pe mine, gen Oana Zăvoranu, Nikita, de-astea, ceva că el frumos. Începea de la 8 seara. Zic, poți să mi le dai și mie, că eu am o oră. Vin o oră la mine și după aia să întorc la matale până la 5 dimineața. Că le dă drumul. Ăsta zice, nu cred că aud așa ceva. Exact. Tu vrei să-ți dau invitații mei? Zic, dacă se poate. Dacă nu cer prea mult. Doar din când în când, nu zilnic. Și nu e... Păi zice, n-am auzit în viața mea așa ceva. Niciodată. Bine, te ajut. Zic, da, mulțumesc. Eu de curcera zic. Mulțumesc, zic. Păi să-mi dai și mie un telefon că zonat și eu pe mărunt. Închide, da. Chid telefonul și zic, bă, a zis că ne ajut. Hai mă să vedem până la prima. A doua săptămână era Oana Zăvoran, un flăcăr cu nu știu ce. Și sunt, bă, eu o vedeam seara atunci la el. Ajunse, după aia ajunsese să-mi spună în timpul zilei. Uite, l-am pe ăsta, vrei? Da. Zic, uite, Oana poate să vină la 12 noaptea când încep. Vorbesc cu ea. Oana, na, când a auzit de Antena 1, te vorbea la Antena 1, bine, nu. Și făcea, o lăsăm pe doamna, că așa vorbea, o lăsăm pe doamna Oana Zăvoranu să se ducă până la prietenul Dan Capatul la Antena 1, dar să întoarce la noi, o oră o să lipsească la el, nu știu ce. Băi, băi, eu sunt în șoc, n-am auzit așa ceva decât mă jur pe mama, că uite, poți să-l întreb, poți să-l sun, să vezi. Păi nu, că te cred, stai să-mi dați. Fac orice pentru Dan, adică el, practic. Deci cum aș suna eu pe Măruță? Păi da, mă, da, am sunat concurentul direct, dă-mă și mie. Că orice aș face eu nu merge. Păi mi-ar da și mie, dar nu invitat. Da, mă rog, Măruță nu e. E Dan nostru, dar nu. Da, e Dan nu nostru. E. Nici eu nu cred că aș fi făcut așa ceva. Nici tu nu cred că ai făcut așa ceva. Dar generozitatea asta a ăluia care e pe sabia lui. Asta voiam să zic. Știi? Ce generozitatea vincătorului. Stai mă un pic, gloria aia mea. De ce să nu dau și, exact. Și arc peste timp, după ce a ieșit din pușcărie. Nu, nu intrase în pușcărie. Sau mă rog, era în... Era în... Așteptări. Ese, nu mai știu cum, nu mai făcea emisiunea de mult, închisese OTV-ul, ceva în genul ăsta. L-am adus la mine și l-am așezat în locul meu. Și zic, uite, mă, prezintă-mi tu emisiunea în seara asta. Wow. Băi, s-a simțit atât de bine, mi s-a făcut pielea de găină. Se vedea că îi lipsea, nu mai era de 2-3 ani nu mai apăruse, ceva în genul ăsta. O să găsești pe YouTube. Dan Diaconescu un loc în Dangă. Și l-am așezat și cum aveam eu atunci, dat mesaj la 1272, nu știu, că nu știi ce pierde, nu știu, combinat și cu Dan. Da! Și a prezentat el toate emisiunea. Eu stăteam cu Gordea pe canapea și Silviu era sus la... Și l-am lăsat să-mi prezinte și mi-a zis, bă, în amintirea vremurilor în care m-ai ajutat și practic cumva m-ai și salvat. Pentru că m-a ajutat și faptul că el s-a dus în zona politică total greșit, că dacă ar fi rămas pe prostiile astea, era și sfântă zi. Rămânea în continuare lider. Și atunci ușor, ușor l-am depășit eu, știi? Da. N-a avut niciodată vreo părere de rău, pentru că a fost alegerea lui. Are părerea de rău că a trecut în politică, pentru că și-a dat seama că aia l-a nenorocit. Și, practic, personal și profesional. Da. Dar asta m-a ajutat pe mine să urc. Știi? Și am preluat toate nebunile pe care le făcea și le-am dus în mainstream, știi, practic le-am făcut cum trebuie. Că la el acolo la măsuță înghesuită, noi acum aveam deja buget, puteam să facem niște lucruri mai... Deci făceam practic orice. De momentul ăla gata, ne-am eliberat și ne-am dus în sus. Dar, vezi, revenind la intersecțiile astea și la oamenii care te ajută în momente în care... Și cine te ajută, adică fix concurentul tău direct.
în cazul meu, știi? Și mulți alții de-a lungul timpului, care mi-au întins o mână de ajutor absolut dezinteresat. Știi? Ceea ce am încercat și eu să fac la rândul meu. Cred că sunt câțiva oameni în lumea asta cărora le-am schimbat destinul în bine, fără să le cerc, Doamne ferește, ceva vreodată. A fost frumos. Și mă rog, și încă mai e. Că da? E, da, vezi, nu mai sunt vremurile alea. Asta e doar o părere personală. Pentru că până acum erau foarte mulți proști de care nu știai. Acum sunt foarte mulți proști, care și semnalizează strident. Da, e treaba lor. E libertatea de exprimare. Dar mesajul s-a disipat. Adică o atmosferă precum aia pe care noi am trăit-o profesional vorbind, n-are cum să se mai repete. Cred eu.